Păi uite ce am vrut să vă spun, băieți și fete, ruliți-o cât mai repede, până la 13 noiembrie, când va fi turul 2. Pentru că dacă vine Dodon la putere, nu o să mai puteți ruli nicăieri. Și asta nu e o glumă, eu vă vorbesc foarte serios, bazându-mă strict pe programul electoral al lui Dodon Igor. Noi, de bine de rău, avem de 2 ani acord de asociere cu Uniunea Europeană și regim liberalizat de vize. Păi trebuie să știți că după 13 noiembrie s-a terminat cu regimul liberalizat de vize.